Parisul a fost în alertă în urma unei amenințări cu bombă. Turnul Eiffel a fost evacuat. Atât vizitatorii, cât și piața de sub monument au fost golite. Câteva mii de persoane se aflau în zonă în momentul în care autoritățile au dispus imediat eliberarea perimetrului. Experții în eliminarea bombelor și poliția au cercetat zona, inclusiv un restaurant de la unul din etaje. În 2019, monumentul a fost evacuat și închis după ce un bărbat a fost văzut urcându-se pe lateral. Iar de-a lungul timpului, Parisul s-a confruntat cu diverse atentate sau amenințări cu bombă.